Încă de la începutul vacanței de vară, polițiștii biroului siguranță școlară s-au mobilizat și au fost prezenți în rândul elevilor, aflat în taberele școlare din județul Timiș, astfel încât aceștia să se bucure de noile experiențe în siguranță. În acest sens, în perioada 20 iulie 2024, polițiștii Biroului Siguranță Școlară au desfășurat activități educativ-preventive în baza campaniei de informare cu privire la evenimentele negative în care pot fi implicați elevii pe perioada vacanței de vară și de conștientizare a rolului grupului de prieteni în determinarea implicării în astfel de situații. Celor aproximativ 150 de elevi și 23 de cadre didactice le-au fost prezentate noțiuni referitoare la răspunderea contravențională și penală a minorilor, deligvența juvenilă, precum și consecințele negative ale consumului de alcool sau substanțe interzise. De asemenea, tinerii au încercat ochelarii speciali care simulează efectele consumului de alcool sau droguri, aceștia fiind surprinși și entuziasmați de activitate. Polițiștii Biroului Siguranță Școlară vor continua activitățile preventive pe tot parcursul vacanței de vară, astfel încât tinerii să fie informați cu privire la un mod de petrecere al timpului liber într-un cadru legal și sigur.